suntem în doi. Eu sunt doi. Nu este un video de a metala orice parte a corpului. Nu e despre asta. Noi ne-am dorit să facem un video despre firea femeii interioară atât de dezgolită. Când suntem în doi, miroase pasiune și a vise nocturne, ziua între noi. Când suntem în doi. E normal să fii înhebată din prima parte a filmărilor, pentru că n-ai mai stat dezgolită în fața la atâția oameni odată. Și e o chestie logică, până te acomodezi, până echipa de filmare se obișnuiește și până toți se acomodează, sunt ok și atunci începe lucrul, pentru că gata, ea e goală deja de ceva timp, noi am văzut-o, am văzut-o. Putem să începem să filmăm, exact așa și eu, până o bucată aici, după care nu mai, toate inhibițiile sunt în capul nostru și pentru mine a fost un act de a trezi femeile spre a înțelege că ele sunt frumoase și ele sunt frumoase în momentul în care se acceptă așa cum sunt și vor să fie mai bune. Când suntem în doi, pentru că eu am o echipă cu care muncesc împreună și ei sunt mai bine cunoscători ai industriei noastre și ei știu să facă loc mai bine decât mine pentru muzica pe care o facem noi. Proiectul ele. Problema a fost una foarte neașteptată pentru noi. Tania, la un moment dat, nu a mai avut posibilitatea să participe. Noi, înscriindu-ne împreună cu Natalia Barbu, Tania Ciorgadara, cu piesa Tare pentru Eurovision, în momentul ăla ne-am dat seama că noi vrem să mergem mai departe și asta însemna că trebuie să schimbăm și piesa, pentru că nimeni altcineva decât Tania Ciorga nu poate cânte piesa Tare la fel de bine, plus că noi am creat-o toate împreună, întreg studioul, și a fost un proces destul de intim pentru noi. De asta ne-am dorit să schimbăm piesa și să o invităm pe Ale Blake. Femeile știu a face copii în extaz. Cea mai potrivită prezență care am crezut noi că poate fi. Și s-a întâmplat așa că legea a fost de partea noastră, momentele organizatorice nu au fost de partea noastră. Vorbesc de comitetul organizatoric Eurovision. Desigur că m-a afectat, nu are cum să nu mă afecteze, că nu sunt de piatră, nu sunt din plastic, sunt om viu. E greu să le percepi toate, să le procesez. Am schimbat piesa, după care am registrat-o imediat, într-o noapte, practic, după care a doua zi a apărut deja produsul gata. A fost o întreagă îmbrumășeală. Cred că anume presiunea asta care am avut-o ne-a făcut să fim cele mai adevărate. Ne-am propus împreună cu echipa noastră să facem ceea ce ne-am propus de mai mult timp. Lucrăm la proiect din august aproximativ. Noi avem multe planuri în continuare și Eurovision nu este un motiv de a te da bătut nici într-un mod și nici măcar de a te opri pe o secundă. Ele mai sunt fetițe când râd extra. Viața profesională a fost mult mai tumultoasă decât viața mea personală și asta e logic, pentru că marea parte a timpului eu ofer muncii, lucrurile pe care îl fac muzicii. De asta viața personală întotdeauna este un pic așa la o parte, dar eu nu vreau să fie cumva altfel, chiar dacă o să fie mai aprins, ea oricum o să rămână doar pentru mine. Sunt urmărită de adolescenți și asta mă bucură foarte mult, mai în special adolescente. Oamenii maturi sunt mai rezervați în a spune că mi-mi place. Cu ultima piesă, cu extaz cu fetele, am văzut și o altă latură a fanilor. Femeile pot să trăiască în extaz. Ele pot să inspire și să expire extaz. Și în momentul în care bărbații înțeleg asta, sunt și ei fericiți lângă ele, cred. Eu de fire nu sunt liniștită. Nu știu, trebuie să stau 2-3 zile să dorm și după asta să fiu așa liniștită. Liniște pentru mine înseamnă mai mult echilibru, pentru că nu-mi place liniștea. Dacă aș vrea să trăiesc în liniște, cred că aș face altceva decât muzică și
scenă. Acum eu nu vreau să spun care este visul meu și unde vreau să ajung, pentru că îmi dau seama cât de limitată este mintea noastră. Și momentul în care eu vreau, ok, și eu vreau să fiu fericită.